În episodul de astăzi am cumpărat toate skinurile posibile de pe Brawl Stars și am deschis plus 70 de Star Drop, iar ceea ce s-a întâmplat a fost surprinzător. Like și subscribe pentru mai multe episoade de genul, iar eu vă las cu clipul. Când ai 347 de gemuri, ce ai putea să faci mai bine în afară de a le cheltui? Evident, să le cheltuiești. LOL! Așa că haideți totuși să cheltuim aceste gemuri. Bă, aștept momentul ăsta de foarte, foarte mult timp. Avem o grămadă de skin-uri. Avem ediția asta de Lunar Brawl și de Valentine's Day. Astăzi când filmez eu e Valentine's Day, iar eu tot singur sunt. Prima și prima dată vreau să cumpăr skin-ul acesta pe Edgar. Îmi place la nebunie. Și skin-ul pe Edgar, bă băiatule! Roci Edgar, bă, îmi place la nebunie skin-ul ăsta, arată bine, e un skin foarte, foarte mișto și are pimpec. S-au dus cele 347 de gemuri, mai avem 268. Mi-aș lua skin-ul acesta pe Jesse, pentru design o să-l iau. Deci, 30 de gemuri l-am luat și pe acesta. Încă un skin pe clipul acesta. Nu mă joc absolut deloc Edgar, dar skin-ul ăsta este genial și le echipăm și pe el. Ok, bă, e drăguț rău de tot skin-ul ăsta. Haideți să-i dăm și un upgrade la level 11, l-am maxat. Ce mult skin-ul ăsta, e tare, e tare. Avem Lunar Brawler, ne dă un Star Drop legendar. Și să vedem ce o să-mi pice mie, ce credeți că o să-mi pice. Și Hypercharge pe ăsta, habar n-am ce brawler. Na, nu. Avem Star Drop-uri de la Mega Pink, haide să le deschidem și începem cu un mitic. Și bine, mai avem încă 19, cred, sau nu știu câte avem. Epic. Ok. Ok. Poate acum îmi dă și mie ceva, nu, super rară. Acum îmi dă și mie ceva, nu, hai bă jocule, dă-mi și mie ceva, Supercell. O legendară, nu știu, încă o mitică. A, epică, nu-i bun, nu-i bun, nu-i bun. Epică din nou. Rap. Super rară. Nope. Din nou avem Mega Pig. În total 40 de Star Drop-uri am deschis în videoclipul acesta. Mythic, prima mitică. Ah, și pinpack pe Ash. Să vedem. Epică, mitică, ok, ok. A doua mitică. Să vedem dacă avem noroc. 500 de bănuți. Nu cred așa ceva. Insane, bro. Cum să-mi dai iar bănuți? Epică. Pinpack pe Mandy. Ok. Legendară, vere! Prima legendară, bă, ești nebun! Și mai avem un Star Drop legendar. Haideți să-l deschidem să vedem ce ne pică. Și skin pe Leon, ok. Dino Leon. Băi, ok skin-ul ăsta. Epică din nou. Cred că e ultimul, nu? Da, ultimul. Bă, a fost ok. Avem încă un Star Drop legendar. Ok, mă băieți, avem aici noul Brawl Pass. L-am achiziționat, mai sunt 9 ore până când se termină și haide să-l colectăm și în ocazia asta avem și un Brawl Pass. Avem numele colorat, avem și skin-uri noi. Mai deblocăm și câte un Brawler, mai luăm și câte un gem, câte un pimpack, niște power-up și așa ușor, ușor ne stacăm. Wow, 1000 de power-up. Îl deblocăm și pe Squeak. Ok, l-am deblocat și pe acesta. Ah, ok, trebuie să-l deblochez pe Belle. Dar noi o vom debloca pe Belle. Aici direct din PES. Ok, am luat-o și pe Belle. Let me show you how it's done. Al doilea brawler deblocat în episodul de astăzi. Avem o posibilitate să ne alegem o legendară. Sau dintre Crow, Sandy, Amber, Meg. O să o iau pe Amber. O luăm pe Amber. Sper că am făcut decizia cea bună. Scrieți-mi în secțiunea de comentarii dacă am făcut decizia corectă. Spray. Apropo, PES-ul acesta are ceva legătură cu anul nou chinezesc. Dacă la episodul de astăzi facem multe like-uri, nu știu, dacă văd eu susținere la acest clip, o să luăm și PES-ul viitor. Apropo, v-am zis că aici avem un Star Drop legendar. Nu v-am zis, o să-l deschidem la final pe ăsta. Primul player icon care e interesant. Haideți să luăm și skin-ul pe Kit. Nu mă joc eu Kit, nu e un brawler care mă dă pe spate. L-am la power 1, dar skin-ul ăsta îmi place, se merită. Nu o să mai dau încă 20 de lei pentru două skin-uri amărâte. Avem player icon, avem și un pin pack. Din nou am ajuns la 300 de gemuri. Și haideți să vedem cu Star Drop-urile cum stăm. Sper că îmi dă și mie o legendară. Oricum, off-camera mi-a picat o mitică. Am luat un skin pe Sam și mi-a dat și un Star Power.
Ok, prima epică din Brawl Pass. V-ați fi uitat la clipul în ce timp le deschid mitică și 200 de power-up. LOL! Un star drop random și 25 de power-up. Ok, ne-a mai rămas din acest pass să mai deschidem și acest legendary star drop. Scrieți-mi în secțiunea de comentarii ce credeți că o să împice și haideți să vedem dacă îmi dă și mie un brawler și mi-a dat star power pe Surge. O să-mi cumpăr skinul acesta. Nu știu dacă am făcut bine, dacă am făcut rău, habar n-am, dar mie îmi place mult prea mult skinul acesta și n-am cum să nu mi-l cumpăr. Plus că îmi dă și un player icon și un pin pack. Iar pentru că distracția nu se termină aici și că avem 300 de gemuri, încă avem 300 de gemuri, Feng, știu că nu se merită gemurile acestea, dar noi aici pe canal facem și lucruri de genul nebune. Ne luăm acest skin pe Feng care ne dă un player icon și un pin pack. Doamne, am mai rămas cu 160 de gemuri. V-am zis, nu mă joc Mandy, dar poate să fie un început. N-am nici star power, nici gadget, absolut nimic, dar din nou poate să fie un început. Am mai luat skin-ul pe Feng, deoarece mie îmi place foarte mult skin-ul acest. Seamănă cu un personaj într-un anime, adică Hunter x Hunter. Ultimul mega pic din acest clip, să vedem dacă de data aceasta avem norocul de a ne pica și nouă încă o legendară. Am luat doar o singură legendară, 20 de star drop-uri. Haideți să vedem dacă avem noroc să ne dea legendară sau măcar 5 epice. Nu epice, nu, mitice. Poate acum epic, ok, să vedem și ești prea pe Dynamite. Dăm o legendară. Poate acum, al treilea megapig, și din 3 megapiguri, doar o legendară și acela a fost un skin cam dezamăgitor, dacă mă întreb pe mine. Poate acum, mitic, bine mă, și avem pin pe search. Bă, am zis și eu că îmi dă altceva, nu pin pe search. Epic. Ai dat epic, ai dat mitic, ai dat de toate, dar numai legendar nu vrei să dai. Ok, nu mi-a dat legendară. Astea sunt reward-urile pe care le-am luat. Stați așa, avem și update-ul. Am prins update-ul pe clip. Vedem ce avem în inbox. Și avem un pin pe Spike. Mai avem player icon. Bine, dacă ați crezut că aici se termină episodul nostru, vă înșelați, pentru că îmi cumpăr acest skin pe Gasp, cumpărăm și pe acesta, 100 de gemuri s-au mai dus. Ei, se încarcă cam greu de la internet. Am luat skinul pe Gasp și avem și un pin. Bă, vezi că e șmecher pinul ăsta. În momentul de față s-a dat un legendary star drop și un hyper charge gratis și începem cu legendary star drop. Mi-a dat în sfârșit legendary. Să vedem dacă avem noroc de a ne pica ceva nou. Se aude ca și cum că a picat ceva. Și skin-ul pe Rico. E skin-ul pe Rico pe care mi-l doream. Bine mă, mi-a picat skin-ul pe Rico pe care mi-l doream foarte, foarte mult. Vreau să-l cumpăr, dar cu ocazia aceasta și pin. Ok, mi-a dat și pin pe el. Cu ocazia aceasta nu mai sunt nevoit să-l cumpăr. Hypercharge-ul aici, să vedem ce ne dă. Dăm pe ceva bun, pe Feng, nu știu, dăm pe ceva bun. Și este hypercharge pe Lu. Ok, și ăsta e bun, și ăsta e bun, chiar și pe ăsta mi-l doream. Bă, tare rău ce s-a întâmplat aici, chiar tare rău. Acesta a fost și episodul, sper că v-a plăcut, like, subscribe și noi ne vedem data viitoare cu un nou clip. Salut!